Iată ce vorbește Domnul prin prorocul său Ioel. Pentru vremea de pe urmă, pentru noul Israel. Peste orice făptură, slava mea va străluci. Și atunci prin alogură numele voi proslăvi. Peste orice făptură slava mea va străluci. Și atunci prin alogură numele voi proslăvi. În zilele de pe urmă voi turna din Duhul meu. Peste a mea sfântă turmă, zice Domnul Dumnezeu. Fiicele și fiii voștri, bătrânii și tinerii, vor avea visuri vedenii, și chiar mulți vor proroci. Fiicele și fiii voștri, bătrânii și tinerii, vor avea visuri vedenii, și chiar mulți vor proroci. Peste rob și peste roabe, din Duh Sfânt eu voi furna. Pe pământ și sus în ceruri, semne mari s-or arăta. Adă, Doamne, cinzecimea, azi în adunarea Ta, să strigăm toți Maranata, vine-o, Doamne, aleluia. Adă, Doamne, cinzecimea, azi în adunarea Ta, să strigăm toți Maranata, vino, Doamne, aleluia. Și în cor de osanale să-ți cântăm că vrednic ești, să vorbim ca la Rusalim, limbi cerești și îngerești. Ca pământul din pustie, noi te așteptăm cu dor, să aduci